ziua, dragi prieteni, vă spune Nicoleta Coșocaru. Iată că de această dată mă aflu în comuna Ilișești, deoarece aici avem o sărbătorită care împlinește 72 de ani. Este vorba despre doamna Roșu Rozalia. Și pentru că este zi de sărbătoare pentru dumnea ei, Cofetăria Scala din Suceava i-a pregătit un platou de prăjituri, este aici ambalat, așa foarte bune prăjituri, cum știe doar Cofetăria Scala să le facă. Am și o floare pe care doamna Rozalia o iubește, o orhidee, și un coș cu fructe. Lipsește șampania, da, într-adevăr. Vreau să o cunosc și eu pe sărbătorita de astăzi și să îi dăruiesc aceste atenții frumoase care vin din partea copiilor. Mergem să o căutăm, să-i spunem la mulți ani. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Caut o sărbătorită aici pe doamna Rozalia. Dumneavoastră sunteți pe aia, vreau să vă rog să veniți aici alături de mine și să vă spun așa. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Doamna Rozalia să trăiască la cei 72 de ani pe care îi împliniți. Mulțumesc din suflet. Stimată doamnă, vin la dumneavoastră primiță de cineva care a vrut să vă aducă un strop de bucurie în viața dumneavoastră astăzi, când împliniți frumoasa vârstă de 72 de ani. Mulțumesc. Aveți aici un platou de prăjituri dulce de la Cofetăria Scala și știu că iubiți orhideele, așa că v-am adus și această floare frumoasă. Mulțumesc. Și mai am și un coș de fructe. Și eu zic așa, haideți, veniți un pic mai aproape de mine. Lăsăm coșulețul de fructe aici. Pe lângă aceste atenții, eu trebuie să vă adresez și o urare de la mulți ani din partea copiilor dumneavoastră, dar și un mesaj frumos, care spune așa. Scumpă mămică și bunică, la mulți ani! Mamă dragă, străinătatea și soarta ne-a împrăștiat prin lume, dar asta nu mă face să uit de tine. Tu, mamă dragă, care mi-ai dat viață și m-ai crescut, și pentru toate astea îți mulțumesc, scumpă mamă, pentru tot ce mi-ai oferit. Te rog să mă ierți atunci când cu siguranță ți-am greșit, dar vreau să nu uiți niciodată că te iubesc. Ai trecut prin multe, bune și rele, dar ai dovedit că ești puternică. Pentru noi ești cea mai dragă, cea mai scumpă și cea mai iubită ființă. Ești mama noastră. Noi te felicităm cu prilejul zilei tale de naștere și îți dorim să zâmbești cât mai mult, mămică. Dumnezeu să-ți dea sănătate și să te întărească. Te iubim și de-abia așteptăm să te vedem atunci când vom veni acasă. La mulți ani, mamă dragă, de ziua ta, la cei 72 de ani, îți transmite fiica Simona, ginerele Silvian și nepoții Mădălina și Evelin din Spania. Mulțumesc, mulțumesc, le mulțumesc și lor. Ce mesaj le transmiteți dumneavoastră pentru acest gest frumos care vi l-au pregătit așa să vă surprindă frumos? Multă sănătate și să aibă grijă de mine și de copilașilor, cum am avut grijă de ei și de toți copiii și de strănepoți. Vă văd că aveți aici strănepoți. Și încă nu sunt toți. Dacă ar fi toți, am face o poză să vadă. Și cu dumneavoastră. Să știți că o să facem la final. Am să te rog să vii un pic mai aproape, pentru că ca și dedicație, veni și dumneavoastră mai aici așa, ca și dedicație muzicală, am un cântec mai special pentru dumneavoastră, pe care dumneavoastră trebuie să-l ascultați. Pentru că acest cântec transmite un alt mesaj de această dată.
este o piesă special aleasă pentru dumneavoastră. Cunoașteți acest cântec? L-ați mai ascultat? Nu l-ați mai ascultat? E într-adevăr un cântec foarte frumos, care ajunge așa la sufletul omului, mai ales la sufletul unei mame. Acesta a fost cântecul pe care fiica dumneavoastră vi-l dăruiește. Alături de aceste frumoase urări, sunteți mamă, sunteți bunică. Iată că tocmai v-ați lăudat că sunteți și străbunică. Eu zic așa, să fiți sănătoasă și să aveți parte de mulți ani sănătoși și de acum încolo. Nicoleta Cojocaru vă mulțumește că m-ați primit în casa dumneavoastră și v-am făcut această urare și această surpriză pe care cu siguranță nu o așteptați, dar iată că a venit așa ca și un cadou pentru ziua dumneavoastră și să petreceți așa această zi frumoasă în mijlocul familiei și a celor dragi dumneavoastră. Mulțumim din suflet, mulțumim! Numai bine! Dragii mei, iată o altă mamă, o altă bunică și străbunică pe care
am surprins-o într-un mod plăcut. Dacă doriți să aduceți o bucurie în sufletul unui om de ziua lui sau pentru un alt eveniment important din viața dumneavoastră, Nicoleta Cojocaru vă răspunde cu drag. Rămâneți cu bine și să avem parte de sănătate și de zile frumoase!